Bună ziua, bună ziua. Mă bucur să vă văd în număr atât de mare. Numele meu este Edi, este Sophie, colega mea. Și în seara asta avem onoarea să vă prezentăm artiștii colegiului nostru. Sperăm să vă încântăm cu piese clasice pregătite de doamna Andrada Mureșan, în primul rând, și de alți artiști elevi. Vreau, în primul rând, să strângem niște aplauze pentru colegii mei de la Teleas. Pentru aceia dintre voi care sunt la primul contact cu festivalul nostru, o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă Shaguna Fest. Shaguna Fest este un proiect cultural al cărui concept este de a îmbina toate formele de artă pe care le-am putut găsi în cadrul liceului nostru cu știința de, datorită căreia suntem faimoși, să zic așa. Dar de asemenea de a pune în prim plan elevii colegiului nostru cu toate pasiunile și aptitudinile lor. De asemenea, Shaguna Fest este un eveniment deschis, dedicat tuturor brașovenilor, nu doar comunității shaguniste și așa cum a spus și Edi. Vă mulțumim că ați venit în număr cât mai mare și vă mai așteptăm în continuare în număr cât mai mare la evenimentele pe care vi le-am pregătit. De asemenea, vreau să mulțumesc în numele tuturor direcțiunii și corpului profesoral, fără de care acest eveniment nu ar fi putut avea loc, artiștilor care s-au pregătit intens pentru a vă încânta în toate aceste 3 zile de festival și tuturor elevilor care s-au implicat și au muncit din greu la organizarea acestui festival. Până nu uit, o să vă rog să vă închideți mobilele ca să nu întrerupem și dacă e vreo problemă și aveți nevoie să ieșiți din sală, vă rog să așteptați până între acte ca să o faceți, tot așa ca să nu întrerupem. O să începem concertul cu corul Andrei Shaguna, fetele care stau printre voi. Ele o să vă cânte imnul Shaguna, după care o să continue cu ani de școală și Iliana, după aceea. La pian o să fie o fostă elevă, studentă în anul 3, pe nume Elena Rusu, și dirijor o să fie doamna profesor Andrada Mureșan.
Să-i cu-i și mă iubire.
Mulțumim corului Andrei Șaguna pentru piesele acestea frumoase pe care le-a interpretat pentru noi. Urmează Ana Paisia Neagoe din clasa a 7-a, care va interpreta Divertisment de Joseph Haydn și Pantera Roz de Henry Mancini. Îi mulțumim foarte mult Anei. După cum vedeți, elevii Șagunei sunt talentați atât la artă cât și la vorbind academic și la sporturi. În continuare o să ne încânte Ioana Pocol, o elevă din clasa 11C, care o să ne cânte Caruselul vieții de Joe Hisashi și Sonata lunii de Ludwig van Beethoven.
A cântat și împreună cu corul un pic mai devreme. Urmează Chivu Bianca din clasa 9E, care ne va interpreta la chitară de data aceasta, O zi de noiembrie, de Leo Breyer.
Mulțumim, Bianca, pentru această melodie emoționantă. Credeți-mă, pare ușor, nu e deloc ușor. În continuare, un elev foarte talentat, de vârstă cu mine, și primul băiat din seara aceasta, David Serea, din 11B. El o să ne încânte cu Maple Leaf Rag de Scott Joplin. Mulțumim, David! Ne vom apropia un pic de vremurile noastre. Rareș Buteică, din clasa 9A, ne va interpreta Nothing's Gonna Change My Love și Rush E de Andrew Rangel. Thank you.
Mulțumim, Rareș! Continuați, vă rog, vă rog! O să vă rog pe toți să intrați după aceea acasă pe YouTube și chiar să vedeți ce a făcut băiatul ăsta aici. Chiar încă un rând de aplauze, vă rog frumos! În continuare, o să ne încânte cel mai mic artist din seara asta, vă rog. Îl cheamă Matei. Țin să precizez că este din clasa 6-a, deci chiar impresionant. El o să cânte Nothing Else Matters. Thank you.
Mulțumim, Matei, și felicitări. Cine ar fi crezut că o piesă la originea ei rock se potrivește atât de bine într-un concert de muzică clasică? Urmează Elena Rusu, fostă elevă a colegiului nostru, acum studentă la anul 3 la medicină. Ați mai ascultat-o și împreună cu corul Andrei Șaguna mai devreme. Ea va interpreta Scherzo numărul 2 de Frédéric Chopin. Thank you.
Thank you.
Mulțumim foarte frumos, Elena. Îmi pare foarte rău că n-ați putut să îi vedeți mâinile sigure, chiar de chirurg, parcă. Credeți-mă, pentru fiecare minut sunt ore în spate de antrenament și este numai o creștere exponențială de la minut la minut. Ea a avut aproximativ 11. Este impresionant. În continuare o să avem invitatul nostru special, să zicem așa, domnul profesor Paul Mustață cu discipolul lui, să zicem, Victor Gozov, elev în clasa a 11-a la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă. O să îl las pe dânsul să vă povestească mai multe. Sper să mai aveți răbdare un pic. Ok, sau de tare așa. Felicitări pentru spectacolul de aici. Am rămas foarte bine, profund impresionat. Sunt foarte bucuros că sunt în liceul Șaguna. De mult aș fi vrut să cânt aici. Am descoperit că aveți un pian grozav și ați putea să faceți muzică multă cu el aici. Ați luat o cafteală cam mare de la Meșotă. Mă rog, am fost la meci. Cât 47 la 14. La 14, mă rog. Victor nu joacă basket. Așa. Este aici nouăle de la echipa de fotbal, e cumva, în sală. Optu. Era un jucător foarte bun, dar nu se dea pase deloc. Așa. Noi o să vă cântăm câteva piese interesante din repertoriu clasic, pe etape, așa, preclasic, clasic și romantic. Sper să mai aveți răbdare un pic. Sunt împreună cu Victor Gozob, care este un foarte interesant artist, tânăr artist. Veți auzi, de exemplu, partea a treia din Sonata Lunii, ați ascultat partea întâi, cântată foarte bine de Ioana. Da? Victor va cânta partea a treia, aia grea. Am să încep eu, am să sparg gheața, am să cânt câteva, întâi Bach. O să începem cu două piese cu parfum preclasic, da? Și după aia...
20. Vă recomand, bine, voi sunteți la un liceu, nu sunteți la un liceu vocațional, sunteți la Șaguna, celebrul liceu, foarte frumos, vă felicit. Învățați foarte mult pe parte reală și umană, dar v-aș întreba, nu mă pot abține, câți din voi, dar sincer, ați ascultat anul ăsta o piesă clasică cap-coadă, mâna sus, cap-coadă. Corect, bravo. Excelent. Doi, câți din voi ați cumpărat un disc anul ăsta de muzică clasică? Sincer. Bă, bine, mișto. Bravo, felicitări. Câți din voi, ultima, ați fost la vreun concert la filarmonică? Yes, bravo, foarte fain. Partea a treia din sonata lui Victor. Thank you.
Thank you.
ca un fapt divers, cele trei părți ale sonatei lunii au un oarecare caracter programatic. Sunt discuții despre partea întâi, care s-au Franz Liszt spunea treaba asta. Partea întâi este declarația lui de dragoste. Beethoven a scris sonata asta fiind îndrăgostit de o elevă, de-a lui Giulietta Guicciardi. Este dedicată ei piesa. Prima parte este imnul de dragoste. Partea a doua... Partea a doua este portretul ei. O parte foarte veselă, ușurică. Iar ce ați auzit acum... Este zbuciumul lui sufletesc, pentru că s-au despărțit, familia Guicciardi a interzis să mai intre în casă la ei. S-au dat seama că se naște ceva întâi și deci Beethoven a compus chestia asta celebră, tumultul ăsta extraordinar. Bun, trecem la partea a doua, piese romantice. o nocturnă celebră de Chopin,
Probabil cei care au văzut filmul Pianistul a reținut-o. E o piesă celebră, foarte frumoasă, dedicată surorii lui.
foarte frumoasă, nu? Mi-am amintit că am auzit salvarea asta și este un banc foarte drăguț ca să mai schimb atmosfera așa și să nu vă plictisiți cumva. Este un banc foarte drăguț pentru muzicieni. Știți melodia Somewhere Over the Rainbow? Somewhere Over the Rainbow. Și refrenul e pi-da-na-da-di-di-di-di. Ei, un violonist avea examen de conservator și examenul de master de final. Și s-a ambiționat, a zis comisiei, vreau să cânt piesa asta. Putea să cânte orice, concert de Tchaikovsky, de Bach, de oricine. Nu, vreau să cânt piesa asta, dacă nu-mi iese, acum mă arunc pe fereastră. Și ăștia din comisie, bă, ești stupid, n-are niciun sens. Și începe. Ce mai încerc o dată. Hai, mă, termină, iar. Și deodată se duce spre fereastră, ăștia încearcă să-l prindă, nu-l prind, cade. Și în timp ce cădea, s-aude o ambulanță. Tira-ri-ra. Refrenul, da? Pe care îl uita. Ok.
foarte iubită, un compozitor corean, sigur ați auzit-o, River Flow din Nil. Thank you.
casa din o piesă, trebuie să vină doamna Părbuletu, nu să supere. Mulțumim frumos invitațiilor noștri, domnului Paul Mustață și lui Victor. Iată că începem să concurăm și la muzică. Da. Vedem noi care e scorul, stabilim puțin mai târziu. Vă felicităm, vă mulțumim pentru acest regal și vă așteptăm cu drag oricând în liceul nostru. Să ne bucurăm unii de alții, nu să concurăm. Să ne bucurăm de muzică și de tot ceea ce ne înconjoară. Să ne bucurăm că putem fi unii cu alții, în sfârșit, într-o sală așa plină. Mulțumim frumos, vă așteptăm cu drag oricând. Mulțumim! Le mulțumim încă o dată invitațiilor noștri, artiștilor care ne-au încântat în seara aceasta și, bineînțeles, vouă, publicul, ați fost
Minunați cu toții! Acum am plăcerea să vă invit la un dialog cu scriitoarea Ioana Pârvulescu, începând cu ora 6:30 în CDI. Mulțumesc!